Curtea de apel Alba Iulia a admis astăzi excepția de necompetență teritorială invocată de cei doi părâți, Ministrul Justiției și Ministerul Justiției, și a dispus trimiterea pe cale administrativă a dosarului la instanța competentă, Curtea de apel București. Hotărârea Curții de apel Alba Iulia nu este cu cale de atac, astfel încât dosarul va fi trimis cât mai repede posibil la instanța competentă, Curtea de apel București. După cum ați văzut, s-a declinat competența la Curtea de apel București. Asta înseamnă două variante. Unu, că va rămâne acolo și se va soluționa la Curtea de apel București. Doi, a doua variantă posibilă, tot așa cum Curtea de apel Alba a considerat că e competentă Curtea de apel București, s-ar putea ca și Curtea de apel București să considere că e competentă Curtea de apel Alba. În situația asta, la primul termen de judecată, constatându-se conflictul negativ de competență, o să fie sesizată în alta curte, secția de contencios administrativ, pentru a tranșa exact această problemă. Care e instanța competentă să soluționeze acest litigiu? Este o tergiversare această... O tergiversare din partea cui? Adică vă dați seama că din partea noastră în niciun caz, pentru că nu noi am ridicat excepția. Nu știu, sincer, nu cred. Pur și simplu, e adevărat că normele de aplicare au o oarecare ambiguitate, să zic așa. Eu personal cred că Curtea de apel Alba este competentă, dar sigur, justiția decide inclusiv asupra propriei sale competențe. Există și acea cerere de intervenție din partea unei asociații? Da, nici nu s-a luat în discuție. Păi am luat, dar nici nu s-a luat în discuție și până când nu se stabilește competența, nici măcar nu s-a discutat dacă e admisibilă în principiu. Deci asta se va amâna până după stabilirea competenței. L-ar ajuta pe Procurorul General, Augustin Lazar, intervenția acestei asociații în proces? Acum, l-ar ajuta, eu știu. Asta iarăși decide justiția, nu-mi dau seama. Acum, cei de la asociație au venit cu argumente, unele în plus, pentru care cererea de suspendare ar trebui să fie admisă. Nu știi niciodată care ar putea cântări mai mult în ochii unui judecător. Deci, teoretic, n-are cum să strice, nici procedural nu poate să strice. Acum, în ce măsură l-ar ajuta asta, iarăși justiția o să stabilească. Sigur, încă nu am văzut motivul și nici nu avem cum să-l vedem, pentru că instanța nu ne-a spus care e motivul pentru care s-a declinat. Asta rămâne de văzut și oricum nu există cale de atac, ci doar regulatorul de competență, dacă și Curtea de apel București, unde se va pune din nou în discuție competența instanței, ar aprecia că nu este competent. Când estimați, din experiența dumneavoastră, că poate fi hotărât la Curtea de apel primul termen? Sincer, nu știu. Dar pentru că oricum aș face risc să mă înșel groaznic, cumva. Adică sunt așa, unul este momentul la care se trimite dosarul de aici. Adică când se motivează această, mă rog, încheiere de declinare a competenței, care se poate în 2-3 zile, într-o săptămână, oricum e urgență și se face, apoi se duce, se înregistrează la Curtea de apel București și se stabilește un termen de urgență. Acum, există posibilitatea să se stabilească și în decembrie sau în ianuarie, probabil, nu știu. O să fi așteptat la o asemenea decizie din partea curții? Păi era una dintre variante, m-aș fi așteptat. Eu am sperat să nu se întâmple, dar acum ce să zic? De asta vă întreb, pentru că, nu știu, poate că era un avantaj pentru domnul Lazar să se judece această cauză la Alba Iulia? Acum nu știu în ce măsură ar fi fost un avantaj. Eu n-am luat lucrurile niciodată așa. Mie mi s-a părut foarte clar că ai făcut acțiunea pe persoană fizică, nu eu am înregistrat-o, dar și că prin urmare avem legea contenciosului administrativ care îți spune din iulie că este exclusiv instanța de la domiciliul său, adică a fost gândită simplu, până în iulie exista posibilitatea de a alege între două instanțe. Acum nu mai există și s-a făcut, dar probabil... Curtea a apreciat că e făcută în calitate de autoritate publică și de aia declinat. Nu știu. Există posibilitatea să se întoarcă la Curtea de apel Alba Iulia această? Bineînțeles că există. Dar ce șanse sunt, asta nu știu. Deci, în primul rând, contează ce apreciază Curtea de apel București și apoi contează ce apreciază în alta curte de casație și justiție. Veți invoca în continuare la București acel articol 10 pe care l-ați menționat? Eu cu siguranță o să-l invoc ca principiu, pentru că asta e convingerea mea intimă că e așa. Dar contează foarte mult și cum e motivată decizia de către domnul judecător, motive pe care nu le-am văzut încă. Și, adică s-ar putea să fie atât de plauzibile încât Curtea de apel București să considere că e competentă și să rămânem acolo să ne judecăm. Asta este, adică nu...